dimineața de aici, de la noi, din Clisură, de pe Clisura Dunării. Vă salută mascatul pescarul amator. Astăzi pescuim un pic la plouă. Deja pescarii sunt de baltă. Probabil au venit noaptea. Astăzi voi pescui la funie, funie cu ciucure, cum folosesc lipovenii și cu colegii și vecinii noștri sârbi. O simplă funie, cât mai grosuță să nu ne taie la mâini. Un plumb deasupra ciucurelui, care este făcut din finanță din aceea de sau o, un fel de ață roșie, de lână, așa să zic mai bine, un gric, cum v-am mai spus, cât de mare, un vârtej, opritoare, și funia în sine. De ce vă spuneam că funia trebuie să fie cât mai groasă? Deoarece peștele când va mușca, dacă avem o funie mai subțire sau un nailon, să spunem și de unul, când va mușca peștele, automat noi vom contra și nu știm ce e la capătul celălalt al firului. Putem să înțepăm un pește capital mare care va opune rezistență și în acel moment probabil vor rămâne și fără degete sau cu o tăietură zdravănă în palmă. Am ieșit un pic, de vreo 3 zile nu prea am mai ieșit. Apa e foarte tulbure, este o apă bună de spinning, dar cartea spune că somnului îi place pe apă tulbure, curgătoare, și șalăului invers. Eu am observat de câțiva ani bun de zile că e tocmai invers. Somnului de obicei cam place apa limpede, aici la noi în zonă, nu știu în alte zone. Probabil că da, la staționar, când te pui cu lansetele la staționar, probabil îi va plăcea mai mult apa tulbure și curgătoare, dar când este vorba de clonc, automat lui trebuie apă liniștită și limpede, să-l putem pune în activitate. Vom vedea ce va ieși astăzi. Am spus, am pescuit și în alți ani cu această tehnică, cu această funie, dar am avut un incident cu o mulinetă, s-a stricat. S-a stricat frâna la ea. Ci că mulinetă de firmă, unichet, s-a stricat ca firma de care este ea. Nu vreau să fac reclamă negativă firmei respective, dar așa e. Am agățat ceva, mi-o tras ceva, am contrat și la două turi de manivelă s-o strica frâna. Și așa că m-am pus cu ața. Și adevărul e că zilele trecute am avut mai mult succes cu ața decât cu lanseta în sine. Vedem și azi. S-a lăsat vântul, nu prea mai curge apa așa de tare, dar e, totuși e cam tulbure. Zilele trecute somnii urcau la montură, dar nu prea aveau chef să mănânce. Deci, dacă va fi vreo captură azi în prim plan, voi încerca să o filmez și să vă arăt ce a ieșit astăzi. Până atunci, o bună dimineață de aici, din Clisura Dunării, cu mascatul pescarul amator.